bogăția nu este despre lucruri, ea este despre oameni frumoși la chip și la suflet și despre momente pe care aceștia le trăiesc împreună. Astăzi putem spune cu toată certitudinea că noi suntem oameni bogați. Suntem semințe de dragoste, parte din două inimi care astăzi trăiesc pentru noi. Ei sunt părinții noștri. Se spune că pe lume copiii își aleg părinții. Noi v-am ales că sunteți oameni calzi, cu bună credință, multă dragoste și suflet luminos. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată ce am luat cu noi în lume. Dacă nu, acum vă spunem. Am pornit cu amintiri. Amintirea ploilor calde de vară prin care alergam desculți, gustul fructelor aromate de vară din grădina noastră, cuptorul plin cu pâine care ne făcea să fim liniștiți ca să crească pâinea mare. Iar când ne amintim de voi, de părinți, de casă, brânza de oi, slănina cu pâine și roșii proaspete, savurate la coliba de pe deal, rămân a fi cea mai mare bunătate de pe pământ. Iar pentru toate aceste amintiri, astăzi vă mulțumim! Vă mulțumim că ochii noștri nu sunt goi. Poate de prea puține ori v-am văzut zâmbind și prea des ne-am supărat pe voi. Pentru asta vă rugăm să ne iertați. Să ne iertați șotile făcute de care nu ne-ați cerut socoteală. Pentru nopți nedormite vă rugăm să ne iertați. Dragi părinți, nu v-am spus-o niciodată, dar să știți că vă iubim. Vrem să știm mereu că sunteți bine. Voi sunteți familia noastră. Voi sunteți la noi acasă, unde e cel mai cald și bine. Doamne, îți mulțumim atât de mult pentru că ei sunt părinții noștri.